pentru intervenția dumneavoastră. Astăzi, de 14 februarie, Valentine's Day, un mesaj bizar care vine din partea doamnei ministru al Justiției, Alina Gorghiu, le trimite un mesaj fugarilor pe TikTok în ritm de hip-hop. Haideți să vedem acest mesaj. La mulți ani tuturor de ziua îndrăgostiților. Pentru cei mai geloși dintre voi, vă spun o poveste. Zaharia Alexandru Cosmin e numele unuia dintre fugarii aduși astăzi în țară. Ce-a făcut el? L-a tăiat cu sabia pe fostul iubit al partenerei sale. S-a ales cu o condamnare de 5 ani pentru tentativă de omor, a fugit în Polonia, dar astăzi l-am adus înapoi în țară, chiar de Sfântul Valentin, pentru a-și executa pedeapsa în penitenciarele românești, acolo unde ajung toți fugarii, mai devreme sau mai târziu, aviz amatorilor.